nu voi continua cu aplicații mai departe până când nu vorbim și despre matricea asociată unei aplicații liniare. Vom arăta practic că la orice aplicație liniară putem să asociem o matrice de anumite dimensiuni în mod unic și invers, la orice matrice se poate asocia o aplicație liniară între două spații vectoriale de dimensiuni specificate, anume chiar linii, număr,